Da, și muzica, ai văzut un băiat din Italia. Bună, Paula! Muzica îmi place. Așa, bravo. A fost bun. Vorbim de asta. Vă rog, faceți cunoștință. Andrei, hai mă, nu te întinzi mâna, lasă băiatul întâi. Scuză-mă puțin că facem. Deci, faceți cunoștință. Ea este minunată, Paula Chirilă. Chiar. El este... Andreea Sabini. Acum, întinde el mâna. Da, el. Tu eziți un pic. Și acum întinzi așa ca, doamne, să o pupe. Cum să face? Că ei sunt italieni, ei pupă mâna. Femeia întinde mâna oară prima bărbatul. Nu știu ce carte. Da, nu se pupă. Nu, nu se pupă. Nu faceți asta? Se face doar gestul. Nu se da cu... Așa, așa, eu... Exact, fix așa. Așa. Să rămână părinte. Deci v-ați cunoscut? Andrei, îmi pare bine. Paula. Doamne ajută. Și aici e momentul în care femeia arată că vrea să fie puternică și îi rupe mâna. Îi o strânge și arată cine e șeful. Să noi ne ducem la locul nostru. Da. Tu stai aici. Aici. Bine. Da. Ai intrat pe muzica echipei de fotbal Napoli, bine, pentru că Napoli a câștigat campionatul. Ai fost acolo. Ce ai adus? Adus? Eu fac interviu așa. Cum? Ce ai acolo? Ce e aia? Steagă, de la e un sticker cu Napoli. Un sticker cu Napoli. Bravo, 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 bravo. Ați câștigat campionatul, da. După care nu s-a mai întâmplat nimic. Da. Au pierdut toate meciurile la rând. Da. Așa ceva. Dar nu mai contează, e bine. Nu mai contează. Eu uite ce a fost acolo. De mult timp. Tu te-ai calificat cu tataki de ton, cu cârniu de burrata și busuioc. Da. Foarte interesant. Asta e un fel de mâncare japonez? Da, să zicem așa. E tot un pic italienesc, că are burrata și are busioca, sunt folosite în Italia de oameni. Cum zice? Burrata, burrata. Are gestul acela pe care doar cei din sud îl au. Cum? A burrata. Burrata. Asemenea, pot să zici foarte multe lucruri. Știu că am văzut cum înjură pe teren fotbaliștii, numai așa sunt. De obicei e ce vrei. Și un napoletan decedat e așa? Sau cum? Ce înseamnă ce vrei? De obicei o folosesc ce vrei. Mai e voie, a? Da, e, da. Bun, unde ai învățat tu să gătești? Eu, când eram mic, eram foarte grasuț, foarte așa. Mult. Peste 170 de kg eram. La ce vârstă? A slăbit 100 de kilograme în 6 luni. Da. La ce vârstă aveai 170 de kg? 15-16 ani. Și când ai slăbit? La ce înălțime? Păi uite, 1,60 m, 1,70 m. După am crescut, mai am crescut 10 cm. Deci 1,60 m, 1,70 m, 170 de kg. Măi, 170 de kg în adolescență este enorm. Da, eram imens, o mingea care cu picioare. Și ai slăbit? Da. Când ai slăbit? La ce vârstă? La 16 ani. Ah, deci cam tot. Da, da, în 6 luni am slăbit. Da, 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 da. Cum ai reușit performanța asta? Că eu încerc să dau 2 kg jos de... Dar e mult mai greu să dai 2 kg decât să dai 100. Când ești foarte graș, slab, ești imediat. Ia uite imagini cu tine. Da, 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 asta eram pe barcă. Fac, sunt scafandru, fac și scufundă. Și cum ai reușit? Nu știu, m-am trezit de dimineață și am văzut că... Adică eu n-am dat niciodată asemenea că eram așa graș. Pentru mine eram ok grasuț, dar nu așa de imens. Și după aia m-am pus pe cantar și... Nu ajungeam la limite, adică nici nu știam cât eram. Și dincolo am zis, bine, vreau să slăbesc. Nimeni nu m-a crezut și nici mama, care are încredere în mine 100%, a zis, nu pot să fac ceva de genie. Păi mie mi-au trimis și la un fel de clinică din aia pentru grași, ca să mă țină. Eu am fugit să mănânc, adică pentru mine era imposibil de slăbesc. Te-ai dus să mănânci? Te-ai dus la un fast food? Ai plecat de la... Da, am plecat noapte prin copaci ascunți. Și am ieșit să mănânc, da, 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 adică era nebun după mâncare. Știi că era gluma aia proastă, iubito, vreau și eu un cadou, ceva care să ajungă de la 0 la 170 într-o secundă și am luat un cântar. Și când am slăbit, am început să gătesc pentru mine, că nu mai am stat să-mi gătesc cineva, ca să știu ce mănânc, ce fac și dincolo mi-a plăcut. Dar mereu am avut o relație ciudată cu mâncarea, adică îmi place foarte mult să gătesc, îmi place foarte mult să mănânc. Dar nu pot să-mi permit. Ce faci ca să nu te mai îngrași? Cum faci? Mănânci puțin, doar gust? Da, nu, eu am rămas. Eu să... Până când nu mor, stau la dietă. Adică n-am șanse să mănânc normal. Mai ales că în Italia mâncarea este senzațională. Uite, de exemplu, acum, când mă întorc în Italia, că mă întorc destul de des și mănânc, mi-e greu. Adică mâncarea italiană e grea. E și greu. Cum ai învățat să gătești? De unde talentul ăsta? Că îți trebuie totuși ceva, niște cunoștințe. Nu, nu, așa, doar pur și simplu mă uitam emisiune unde se gătește, vorbeam despre mâncare cu mama, cu oricine și îmi place. Adică e o pasiune care îmi place. Dar gătesc puțin, adică doar duminica, când vine prietenii la mine, eu gătesc pentru toți. În rest, nu stau foarte mult să gătesc. Și de cât timp ești în România?
5-6 ani, adică nu e fix pentru că am mai întors. Deci aici, da, că în 2006 ai deschis, nu, o firmă. 2006 a venit tatăl meu cu fratele meu, tatăl meu cu fratele meu au deschis o firmă, tatăl meu s-a întors în Italia și fratele meu a rămas aici și ca e mult mai mare decât mine fratele meu și mai a stat aici cu firma. Eu când am terminat universitatea am venit în 2016-17. Și ce te-a convins să participi la Șef la Cuțite? Că da, totuși când ești un om de business, nu ai timp. No, de... sunt onest. Eu nu știu, adică nu știam nimic despre șef. Nu te uitai. Nimic, dar nici și nu erau șefi, dar nu pentru că ceva, pentru că n-am televiziune română acasă. Deci știam de Șefii la Cuțit, am auzit, dar n-am văzut niciodată o episod nimic. Și a fost una amica care era italiană și a fost în România și s-a dus. A participat, nu, a intrat, dar ea n-a putut să se duce și mi-a zis, încerca și tu, e mișto, e drăguț, și eu m-am dus și... Păi și înainte să te duci și nu te-ai uitat la zero. Emisiune, să vezi și tu sincer, unde mergi. Sincer, zero. Eu am descoperit zilnic ce se întâmplă acolo. Știai ce vei face de montare? Nu. Te-ai dus acolo și te-ai gândit brusc? Da, așa. Și primul episodiu care am făcut, care se face cu echipe, cu șef, care, eu nu știam nimic. Acolo am descoperit și întrebam tot la Florin, cum ce se face, acum ce tu ai fost la Florin, la șef Florin, da, Dumitrescu? Da. Da, că el e pe gri, pe gri. Pe gri. Pe gri, așa, așa. I-am zis Forța Gri și Forța Napoli, când am plecat. Forța Gri. Și cum te-ai înțeles cu șef Florin? A fost, în primul rând... Ai început cu un oftat. A? În primul rând, o mulțumesc, pentru că dacă am avut ocazia asta să fac experiența asta, eu m-am dus chiar pentru experiența, pentru că nu aveam nicio șansă să castig, nu mă așteptam să castig și oricum eu nu sunt gen de persoană așa care se luptă să castigă. Eu sunt... Nu ești competitiv? La, deloc. Și mi-am dus așa mai mult din experiență, din curiozitate, că mi-mi place. Și cu șef trebuie să o mulțumesc că mi-a dat oportunitate și dar nu știam că era așa el când cadești, că țipă. Eu sunt încet, regulesc. Am văzut aseară că eu mă mai uit în reluare. M-a nebunit. A strigat fix în spatele tău era. E ca și cum ar veni un om în spatele tău și începe să face cu o vuvuzea. Așa a făcut și șef Florin Dumitrescu. M-a nebunit la cap. Când era ora aia care gădeam împreună, m-a nebunit. Și da, e și ce trebuie să faci, le recunosc, adică nu m-am supărat sau ceva. Ai învățat ceva nou acolo, scuză-mă. Da. Nu se înveți, adică nu ai foarte mult timp să înveți, pentru că e bam, 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 registrezi, cu gătește. Dar da, te uiți un pic prin ce face șeful așa și înțelegi ceva. Mai mult și cum trebuie să arată ceva și... Ce ți s-a părut cel mai greu la Șef la Cuțite? În toată experiența asta. Nu, greu, sincer, am zis cu șeful la început, când era ora aia care gădeam, era un pic așa de nebunie, dar după era super de treabă. Șeful mi-a, nu mi-a zis niciodată, da, nu ești bun, sau dacă nu te grabești, nu, nu. Tu știi să gătești, ești bravo, ai gust, deci n-am avut probleme mari, pentru că colegi care sunt prieteni în momentul de față, erau perfect. Și șeful a fost super de treabă, deci n-am avut probleme, așa, pur că am dus pe experiență, deși eram fără foarte multă tensiune, fără așa, doar așa, m-a plăcut tot, adică n-am avut foarte probleme mari. Mic problema pe care am avut, că când intri să gătești și trebuie să alegi tu mâncare, adică să iei tu ingrediente, așa, da, nu erau foarte multe lucruri cu care sunt obișnuit să gătesc, italiane, tipic italiane. La duel. Asta e normal, da, la duel, asta e normal, adică... Nu am ce să zic, dar doar aia a fost partea un pic mai dificilă. Păi ce să zic, îți urăm succes în continuare, baftă pe mai departe, felicitări pentru prezența ta în show și pentru tot parcursul, că nu e de aici de acolo pentru cineva, da, care nu are neapărat studii în domeniu să, da, participe la un show culinar. Multă baftă și îți mulțumim că ai fost pe la noi. Mersi mult! Noi ce facem?